Protest spontan la Inspectoratul Teritorial de Muncă și la Casa Județeană de Pensii Constanța. Zeci de angajați au ieșit în fața instituției cerând eliminarea inechităților salariale. Toți angajații sistemului bugetar au beneficiat de diverse ordine, ordonanțe. Pentru fiecare în parte s-au găsit soluții. Problema noastră a salariaților din Ministerul Muncii niciodată n-a fost rezolvată. Posturile vacante nu pot fi ocupate prin transfer, întrucât nimeni nu dorește să vină de la o instituție la care câștigă mai mult la noi. Nu se solicită nimic altceva decât condiții decente de muncă, în primul rând, pornind cu dotările, echipamentele și terminând cu salarizarea care ar trebui să fie, considerăm noi, mai ales la instituțiile de control, să fie echivalentă toate instituțiile de control. Și angajații din București și din județul Ilfov ai caselor de pensie au protestat timp de oră în fața sediilor cu pancarte, nemulțumiți de salariile mici și de infrastructura veche cu care sunt obligați să lucreze. Foarte mulți colegi de-a noștri s-au transferat în alte sisteme. Salariul nostru pentru un inspector superior cu 25 de ani vechime sau chiar 35 de ani vechime este de 4.800 de ron. Avem aparatură veche, râșniță. Eu am venit în sistem de 6 ani. Când am venit și am văzut ce imprimante avem aici, am rămas mască. Avem probleme cu sistemul informatic. Ni se cere să fim profesioniști, să muncim, să fim responsabili. Și să așteptăm. Noi de 7 ani de zile așteptăm. Angajații Casei de Pensii Cluj se plâng și ei de condițiile de muncă și de lipsa investițiilor. Nu mai sunt bani pentru imprimante. Și noi le tot cârpim și le reparăm și ne chinuim și închiriem și facem tot posibil să scoatem deciziile pentru pensionari ca să ne facem treaba. Suntem obligați să facem multe ore suplimentare și dacă cineva crede că la stat se stă, ar fi bine să vină să vadă că nu jucăm soliter în rețea. Și nici timpii morți nu sunt. Acțiunile de protest vor continua în zilele următoare până la soluționarea revendicărilor.